Editura Paralela 45, colecția Ficțiune fără frontiere. Un fragment din romanul Îți vând un câine, de scriitorul mexican Juan Pablo Villalobos, excelent tradus de Marin Mălaicu Hondrari. Vecina noastră din dreapta își găsise o slujbă și programul de muncă nu-i permitea să-și ia fica de la școală. Așa că a rugat-o pe mama să aibă grijă ca fata ei să ajungă teafără acasă. Vecina era văduvă și o avea doar pe fiică sa, care mergea la școală după amiază. Eu mergeam de dimineață. Avea 14 ani, urma să împlinească 15 în curând. Dar ea nu poate veni singură de la școală? A întrebat mama. E un adevărat calvar, i-a zis vecina. Chiar știam că e așa. Pe stradă băieții mergeau în șir pe urmele picioarelor ei lungi. Strada era plină de pericole. Era destul să observi spectacolul cânesc ca să-ți imaginezi la ce s-ar putea ajunge. Șiruri de câini așteptând răbdători să le cadă în plasă o cățea în călduri. Sau nu chiar răbdători, pentru că uneori se dădeau lupte aprige, mâruituri, colți, spinări însângerate, sarcini nedorite. Mama i-a zis că se poate baza pe noi, de fapt pe mine. Și așa aveam să-l scot la plimbare și pe Solovino. Vecina mulțumită până peste cap. De unde să știe ea că până atunci fusesem unul dintre cei mai de temut urmăritori ai fiicei ei? Fata se numea Ilaria, dar nu era chiar atât de veselă. Și pot da un exemplu. De ce ți-au zis Ilaria? Am întrebat-o. Tu de ce crezi? Mi-a răspuns. Râd într-una. Și-a scos-o un grohăit. În fiecare după amiază o așteptam pe trotuar vis-a-vis de școală, iar Ilaria trecea strada și primul lucru pe care îl făcea era să se ducă la oglinda unui magazin de haine, acolo unde se machia, își despletea părul și își ridica fusta până la genunchi. Lucrurile au luat-o razna și mai tare, dacă stârnea reacții până și atunci când umbla însoțită de maică-sa, îmbrăcată ca o călugăriță. Acum, în urma noastră, părea să fie procesiunea din 12 decembrie.